să observăm turațiile în diferite trepte de viteză, 80 de km pe oră. O să retrogradez. Până în treapta a treia. Treapta a treia la 80 de km pe oră avem undeva la 4000, mă rog, cât se vede pe bord, 4600 și ceva rotații pe minut. Se aude motorul în mașină, dar nu extraordinar de tare. Treapta a patra, aproximativ 3250 rotații pe minut. Treapta a cincea, aproximativ 2500 rotații pe minut. Treapta a șasea, 2000. Și treapta a șaptea, undeva la 1600 rotații pe minut. Revin în treapta a treia, mergem către 100 de km pe oră. Observăm că mașina a schimbat automat, deci probabil că a treia e undeva pe la 100 de km pe oră și atinge maximum, deci nu mă lasă, observați, da? Dacă te duci cu ea așa din a treia spre 100, aproape că l-atingi și apoi schimbă. Așadar, treapta a patra la 100 de km pe oră, circa 4100 rotații pe minut. Treapta a cincea, tot aproximativ 3100 rotații pe minut. Treapta a șasea, 2500. Și treapta a șaptea, 2050-2100 rotații pe minut. Se aud ușoare zgomote la vânt, în acest moment motorul nu se aude deloc. Se aud unele zgomote de vânt, dar nu ceva exagerat la această viteză. Observați că având 7 trepte, sunt organizate destul de scurt pentru optimizarea performanței. Adică în treapta a patra la 100 de km pe oră avem deja 4000 și ceva de rotații pe minut. La 130 de km pe oră avem circa 5400 de rotații pe minut în treapta a patra și 4100 în treapta a cincea. Treapta a șasea, aproximativ 3250 rotații pe minut. Și treapta a șaptea, undeva la 2800 rotații pe minut. Oricum, motorul nu se aude, deci la rulare constantă nu auzi motorul. Sigur că nu am setat niciun profil de sunet pentru motor, deci suntem pe motorul cu sunetul lui original. Important, se aud unele ușoare zgomote la vânt la această viteză, zgomote pe care poate nu le percepeam atât de bine la diesel, unde nivelul sonor al motorului era ușor un pic mai ridicat. În acest moment, fiind motorizare benzină, atât zgomotele de suspensie, cât și cele de vânt, dar și cele de rulare de la pneuri, se simt oarecum mai mult față de varianta diesel. Nu înseamnă că este rău, pentru că oricum, neavând deloc zgomot de la motor, senzația în mașină este deosebită. Rămânem la 130 de km pe oră pentru a urmări și consumul de carburant. Treapta a șaptea, aer condiționat oprit. Dacă mă întrebați pe mine, consumurile sunt extraordinare, da? 5,3, 5,7.
la 130 de km pe oră, fabulos pentru 200 de cai benzină. Nu mă așteptam, sincer să fiu. Excelent consumul la viteza de autostradă. O să încep să reduc câte 10 km pe oră. Drumul e într-o ușoară urcare. Pare incredibil pentru 200 de cai. Ai momente în care consumul este și 4,4 litri la 100, 4,1. Excelentă combinația dintre motor și cutie. Și sigur avem și opțiunea de 90 de km pe oră. De dreapta 7 avem circa 1800 de rotații pe minut. Și poți vedea consumuri inclusiv sub 4, deci în anumite condiții. Nou drumul urcă un pic. Da, ați observat 3,9. Deci în condiții ideale, cred că la 90 de km pe oră poți avea undeva în jur de 4 litri la 100, fără probleme. Sigur, cine vrea să meargă neapărat cu 80, poate să facă și acest lucru.
Motorul chiar și în treapta 7 este undeva la 1650 rotații pe minut aproximativ, că nu, niciodată nu reușesc să înțeleg ceasurile astea făcute de cei de la Renault. Deci iată, la 80 de km pe oră în mod clar, undeva în jur, în zona de 4,2, 3,6, 3,8. Super pentru 200 de cai. O să comut din modul eco în modul sport. Ca să vedem și cum răspunde mașina la comenzile dinamice, o să mut mașina în drive. O lăsăm la 70 de km pe oră. Nu știu în ce treaptă este acum, bănuiesc că în treapta 7 sau a 6. Și voi accelera la podea. Deși avem 200 de cai, reacțiile nu mi se par așa de spectaculoase în mașină ca în Meganul GT. Și pe zona de reprise, parcă DCI 160, parcă era mai emoțional, nu știu, așa mi se pare acum. Oricum, se vede că mașina nu este lentă, dar nici nu, adică nu... Nu-ți deschide un zâmbet așa pe față, zici, wow, cum accelerează. Nu, accelerează, dar liniar, nespectaculos. Cel puțin așa se simte în mașină. Sigur, era în drive, o să vedem și în manual, dacă plecăm dintr-o zonă prestabilită. Ce se întâmplă. Dacă plecăm, de exemplu, din treapta a treia, de undeva de la 4000 de rotații pe minut, 4000 și ceva, 4050, 4100, accelerez la podea. Mașina schimbă singură, deci cutia schimbă singură. E mai agresivă un pic în modul manual. Deci într-adevăr acum simți accelerațiile. Rămân la părerea mea că pentru cei care rulează foarte mult pe autostradă, probabil că dieselul de 160 de cai s-ar putea să fie mai agreabil pe zona de depășiri, cel puțin așa simt eu în acest moment. Nici nu mai țin minte foarte exact cum era talismanul diesel, dar parcă era mai emoțional în zona de reprize. Sigur că pe 0-100 și viteză maximă acest TCE este superior, nu în ultimul rând și rafinamentul motorului este altul, însă parcă acel cuplu mai mare pe care îl are dieselul, parcă se simte totuși altfel în favoarea dieselului. Să vedem și 0-100. O să selectez modul sport, întâi în drive. Modul manual,
voi lăsa mașina să schimbe singură, n-are sens să mă chinui, să nu voi schimba mai rapid decât o poate face cutia automat. Retrogradările din sport. Nu sunt atât de intuitive în modul automat. Pentru cine vrea să conducă sportiv, e necesar să folosească modul manual cu schimbare manuală, deci nu. Da, observați că și dacă am ajuns la 50 de km pe oră, mașina a rămas tot în a 5-a. Într-un fel, e un comportament corect, pentru că din moment ce ai setat că ești în modul manual, mașina se așteaptă că tu vei conduce manual, nu neapărat automat. Iată cum schimbă manual, deci când schimb eu, da. Așa cum se observă, destul de rapid. O să o las în sport, în drive, și voi accelera, însă nu foarte tare, deci voi face o plecare normală, să vedem cum se comportă cutia în sport. Vom urmări și cum retrogradează în modul automat. Da, observați că este mult mai intuitivă. Deci te ține în zona de cuplu. La fel de interesantă este mașina și în modul eco, deci cu totul pe eco. La o plecare normală o să observați că are o dinamică destul de decentă, iar schimbările sunt realmente imperceptibile. Eu am condus mașina destul de mult în modul eco și n-am simțit nevoia neapărat de mai mult, pentru că dacă vrei să tragi de ea și ai accelerat la podea, răspunde destul de bine, așa cum se observă, ai toată puterea disponibilă și reacțiile mașinii sunt spectaculoase pentru modul eco, dar e normal, în momentul în care ai apăsat pedala, la un moment dat se simte un fel de prag. Când ai trecut de acel prag, ai acces la întreaga putere a mașinii, chiar dacă ești în modul eco.
o accelerare ceva mai rapidă, tot în modul eco. Asta încercam să arăt. Mașina este foarte dinamică chiar și în modul eco. Sunt cu pedala undeva la jumătate din cursă și se observă foarte rapid. Deci e genială mașina din acest punct de vedere. O să o las acum să și retrogradeze ca să urmărim ce se întâmplă în momentul în care încep să frânez, să vedem cum face retrogradările. Mult mai eco, adică observați că în modul sport ar fi schimbat deja 3 trepte. În acest moment, chiar dacă am 70 de km pe oră, nu mi-a schimbat. Iată, acum începe să schimbe. Undeva când turația motorului a scăzut sub 1500 de rotații pe minut, atunci schimbă, altfel nu. Foarte ok mașina din acest punct de vedere. Impresionant cum se comportă în modul eco. În modul sport normal e tot ce poți să vezi, te aștepți ca acolo dă totul. Însă modul eco nu îți limitează atât de mult capabilitățile dinamice pe cât ai crede. Dimpotrivă, se poate conduce mașina extrem de ok în modul eco. Interiorul este eminamente la fel ca cel de la talismanul DCI 160 pe care l-am prezentat, deci nu sunt diferențe. Sigur că avem un alt turometru pentru că e un motor benzină și gradațiile de roșu sunt la 6000 în loc de 4500, cât nu mai rețin cât era la talismanul diesel. Altfel însă, ca finisaje, interiorul este realmente la fel, deci nu o să mai insist asupra lui. La fel și maneta transmisie EDC este identică, nu avem ce să comentăm în acest sens. O să observați pe display-ul mare că nu am condus deloc, mă rog, nu deloc economic, da? Deci am avut un scor de 46 din 100, da? Iată, pe circa 500 de kilometri, 487 de kilometri, am avut 96 de kilometri fără consum din totalul kilometrilor parcurși, iar în acest moment consumul mediu pe care l-am cu mașina este unul foarte optimist, ce-i drept, nu cred că foarte mulți o să îl poată obține. O să mă mișc rapid și prin computerul de bord ca să vedeți exact în ce condiții, da, deci viteză medie 41,8 km, distanță mai avem 170 de km autonomie și consumul mediu 6,9. Acum și o să mă îndrept și spre partea de concluzie. Consumul real pe care cred că îl poți obține cu acest talisman e undeva la un 7,2. Deci cam 6,9 am scos eu pentru că știu să conduc și probabil că aș fi putut să scot și un consum mai bun. Însă, realmente, cum am simțit eu mașina, cam un 7,2 este un consum pe care îl poți obține fără probleme. În acest parcurs de kilometri, undeva la vreo 212 am avut aerul condiționat pornit pe auto, însă pe modul eco, adică, mă rog, chiar dacă era aerul condiționat pornit, el are și un mod mai eco. Deci, în aceste condiții, am obținut acest 6,9. Spectaculos, dacă mă întrebați pe mine, pentru 200 de cai benzină turbo. Acum concluzia, și chiar o să încerc să fie scurtă. Mie mi-ar scoate banii din buzunar mașina asta, deci mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este genul de combinație motor-transmisie care mă face să mă gândesc la benzină în defavoarea unui diesel, uluitor, dar așa este. Adică, într-adevăr, este o mașină cu un rafinament superior, cu avantaje și dezavantaje. Prin rafinament superior ce înțeleg? Da, iată, zgomot motor la relanti și, în general, în timp ce rulezi, aproape zero, deci inexistent. Funcționarea sistemului start-stop, de asemenea, fără vibrații, fără niciun fel de zgâlțâieli, cum se mai întâmplă la unele motorizări diesel, aici fiind benzină, este mult mai rafinat totul,
Există și unele dezavantaje, în sensul că silențiozitatea propulsorului face să se audă mai mult zgomotele de suspensie, care oricum erau destul de pregnante, am precizat despre ele și la Talismanul diesel. Suspensia rămâne foarte confortabilă în segment, însă în anumite situații zgomotele pe care le face atât trenul de rulare față cât și trenul de rulare spate pot să fie deranjante și în acest moment pe varianta benzină ele se simt ceva mai bine decât la varianta diesel. Din acest motiv, fiind foarte silențioasă mașina, alte zgomote se aud mai pregnant și inclusiv cele de suspensie. E mai ușoară mașina și acest lucru se simte, dinamică ireproșabilă, cum spuneam și la Talismanul diesel. Nu cred că are competitor real în segment ca performanță dinamică pe viraje, adică sigur nu poți să o compari cu o mașină cu tracțiune integrală, însă din cele cu tracțiune față nu cred că are rival, așa mi se pare mie. Mașina se manevrează la viteze mari realmente spectaculos, iar despre manevrabilitatea la viteze de oraș, deci în zona de finețe urbană, dacă vreți, este de asemenea fără rival. Sistemul for control în ambele situații, și la viteze mari și la viteze de oraș, își arată într-adevăr calitățile. Este un sistem cu care, părerea mea, dacă te obișnuiești, nu mai poți să concepi o mașină fără acest sistem. Adică realmente când te dai jos dintr-un Talisman și te urci într-o mașină comparabilă, dar fără for control, automat ai senzația că este mult mai puțin manevrabilă respectiva mașină, chiar dacă este fix un Renault, da? Chiar un Talisman fără for control. Adică e senzațional sistemul. Prețul mașinii cu toate opționalele care sunt este unul destul de ok, adică e un preț care nu te sperie în acest segment. Sigur că sunt o grămadă de opțiuni de motorizări și transmisii disponibile, plus nivelurile de echipare cu care ne-a obișnuit Renault. Există multe opționale care pot fi configurate după dorință în combinație cu diversele variante de echipare standard disponibile. Senzaționale sunt și aceste scaune cu masaj. Din punctul meu de vedere se poate renunța la ele, adică în momentul în care banii sunt o problemă, o serie de sisteme pe care le are acest Talisman pot să trăiesc fără ele. Eu personal pot să trăiesc fără scaunele cu masaj, pot să trăiesc fără head-up display, însă îmi place această tabletă pe care o are Renault-ul în bord. Este foarte interesantă, mai ales pe partea de navigație. Navigația este super spectaculoasă când o folosești și când realmente ai nevoie de ea. Într-adevăr, îți oferă informații într-un format grafic spectaculos. Ce m-a uimit și continuă să îmi ridice semne de întrebare, consumul de carburant este realmente foarte, foarte bun pentru puterea și performanțele afișate de mașină. 237 de km pe oră și 0-100 în 7,6 secunde, la un consum mediu de 7,5, dacă vreți, litri la 100 de km, este realmente un consum extraordinar. Ce înseamnă în esență acest lucru pentru un Talisman 1.6 TCE EDC? Că la fel ca în cazul Meganului GT, și acest Talisman TCE EDC de 200 de cai devine, nu știu dacă este chiar un best buy, dar devine o mașină foarte agreabilă ca raport preț plătit pe ce primești în schimb. Da, o să spuneți, este doar un Renault, însă realmente este un Renault după care întorc capul posesori de mașini mult mai mari și mai scumpe. Am avut plăcerea să fiu abordat de mai multe ori pe parcursul testului de oameni cu mașini foarte scumpe
care pur și simplu se declarau fascinați de cum arată, de prestanța, ăsta era cuvântul care s-a regăsit de cele mai multe ori în discuțiile cu ei, de prestanța pe care o are acest model. Nu era deloc comparat, sau mă rog, nu era considerat un urmaș al modelului Laguna, ci toți cei care au apreciat atât de mult talismanul considerau că este de fapt noul Safran. Asta spuneau, a, Safran avea renou odată, Safranul ăla, impecabilă mașina, și acum a venit timpul pentru talismanul ăsta care e de fapt un urmaș al lui Safran. Așa considerau toți cei cu care am vorbit. Sigur că el înlocuiește de fapt, dacă vreți, și Laguna, și Latitude, și Safran, însă percepția publicului asta era că înlocuiește cu mega succes un Safran. Și aceasta este și părerea mea. Sincer, o să regret această mașină. Mâine o să o duc înapoi la Renault și o să-mi pară rău că mă despart de acest talisman benzină. Puține motoare benzină m-au fascinat pe mine atât de mult ca acest TCE 1.6 de la Renault pe talisman, pentru că pe Megane GT nu am fost încântat, oricum am fost încântat, însă pe partea de consum mult mai greu am putut să mă țin aproape de datele date de constructor, în timp ce la talisman fără probleme te apropii la un litru jumate de ce propune Renault, ce consideră Renault că ar fi consumul mediu pentru talisman. E de văzut mașina. Dacă vă interesează un asemenea vehicul și considerați că dieselul nu vi se potrivește, mergeți fără teamă și încercați un 1.6 TCE EDC de 200 de cai, pentru că este mai spectaculos decât pare și în realitate și în fișele tehnice. O să observați că stă foarte, foarte bine în raport cu majoritatea competitorilor direcți.